Bună ziua tuturor prietenilor din România! Astăzi cu acest video vreau să continuez acel video pe care l-am început data trecută. În acel video am început argumentul cu privire la firmament, la dom, cupola care ne închide și este necesară existența lui pentru ca să există o atmosferă presurizată la o presiune de un bar, o atmosferă. Și este necesar pentru ca să existe această stratificare a atmosferei. Nu? Noi avem un strat mai dens de aer unde trăim noi, troposfera, și apoi avem atmosfera care devine tot mai ușoară. Avem mezosfera, ionosfera, termosfera și așa mai departe, și toate gasurile mai ușoare se duc sus. De pildă, idrogenul este tot sus. Lipit de dom. Atunci vreau să continuez acest discurs pentru că firmamentul nu este necesar numai pentru a crea atmosferă, dar vom vedea, este necesar și pentru a crea forța gravitațională. Bine, teraplatiștii evită să folosească acest termen gravitație. Pentru că ei spun că nu este posibil să există o forță gravitațională care altminteri ar produce un pământ globular. Dar acest lucru este adevărat numai dacă forța gravitațională ar folosi formula lui Newton. Dar eu nu spun asta, formula lui Newton am dovedit deja în videouri în trecut faptul că este foarte greșită. Totuși, este de necontestat faptul că noi simțim o forță verticală care ne împinge jos. Noi nu plutim în aer. Este o forță verticală, deci nu văd nicio controindicație să folosim termenul forță gravitațională, pentru că este clar că această forță este proporțională la greutatea noastră, deci grave în latină. Înseamnă greutate, ok? Deci nu este nicio greșeală să folosim acest termen. Cum este posibil acest lucru? Bine, trebuie să vorbim despre Tesla. Tesla, acest cercetător științific foarte renumit în domeniul teraplatiștilor, Tesla își dăduse seama de faptul că Pământul este un capacitor, un condensator, nu știu cum se spune în română. Capacitorii sunt niște componente electrice formate de două piese de metal, între care este păstrată o anumită cantitate de energie. Și Tesla ajunsese să studieze un circuit electric de resonanță cu care să fie posibil să extragă energie din eterul. Eterul este mijlocul în care se mișcă radiațiile electromagnetice și este prezent peste tot în Pământ și Tesla își dăduse seama că în eterul conținut în Pământul este prezentă o mare cantitate de energie. Și el văzuse faptul că cu niște circuite electrice în care erau prezente niște capacitoare foarte mari, cu o energie păstrată înăuntru foarte mare, și dacă el descărca în mod foarte repede această energie pe un conductor, un cablu micuț, el a văzut că era posibil să se estragă în mod resonant energie din eterul. Deci el încercase și să înceapă să construiască un implant care era în stare să extragă această energie și să o distribuiască. Eu am făcut un desen din o componentă, turnul Wardenclyffe. Aici este când era în faza de construcție, apoi șantierul a fost blocat, Tesla nu mai a primit banii, pentru că este clar că o invenție în care energia ajunge în mod gratuit pentru toți
nu merge bine pentru sistemul care se întreține datorită eforturilor noastre. Noi suntem sclavii sistemului și deci nu se poate întâmpla că noi să fim liberi din punct de vedere economic, pentru că acest lucru ar însemna și că am ajunge să fim liberi din punct de vedere mental și spiritual și sistemul nu vrea asta. Deci, el a construit acest turn și vedeți, era această parte. Mulți cred că acest turn era o antenă, dar nu era o antenă, era un capacitor foarte mare. Deci era în stare să conțină o mare cantitate de energie. Și vedeți, este o parte plană, plată și o cupolă, exact cum este făcut Pământ. Și Tesla își dăduse seama că Pământul poate să fie deci un capacitor, adică un rezervor în care este conținută o mare cantitate de energie. Și faptul că Pământul are niște caracteristici electrice este de necontestat. Avem un câmp magnetic, avem o ionosferă, Pământul este încărcat pozitiv în comparație cu cerul. Deci sunt multe lucruri de care noi trebuie să ținem cont. Dar Pământul poate să fie și o baterie. Bine, în mod obișnuit, în tehnologia actuală, un condensator nu poate să fie o baterie pentru că energia conținută nu este așa de mare și de obicei este descărcată în mod prea repede pentru a fi de folos ca o baterie. Totuși, tehnologia evoluează și astăzi se studiază niște capacitoare care ar putea să fie folosite ca baterie. Deci Pământul nostru ar putea să fie o baterie care se încarcă în continuu și păstrează această mare cantitate de energie ca un capacitor pentru că este o baterie. Și aici am un desen în care se arată cum funcționează o baterie Daniel. Aici avem un utilizator, deci poate să fie o lampadină, cum se spune, se face lumină, ok? Aici avem două sticle, două pahare în care avem sulfat de aramă, sulfat de cupru, cu un electrod de cupru. Aici avem sulfat de zinc cu un electrod de zinc. Aceasta este catoda, aceasta este anoda, pozitiv, negativ. Aici avem un pod, o legătură de nitrat de potasiu. Și când circuitul este închis cu un utilizator aici, se produce energie și aici sunt atrase ione cupru la electrod, care devine deci mai mare, și aici electrodul zinc lasă ione de zinc e deci se consumă. Deci baterie durează o anumită perioadă de timp pentru ca apoi electroda se consumă și apoi trebuie înlocuită. Și Pământul este la fel. Deci Pământul se consumă, poate să fie așa. Care sunt electrodele ale Pământului? E bine, vă citesc un verset din Biblie. Eu de obicei fac referire la Biblie, care m-a îndrumat mult în această cercetare cu privire la Pământul plat. Vă sfătuiesc, dacă vreți, să citiți din Cartea Evrei, capitolul 1, versetul 11. 111, numărul Pământului. 111, Evrei, 111, se spune, vorbind despre cerurile, ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină. Deci, aici Biblia ne spune că cerurile se consumă. Deci, noi avem o baterie în care Pământul este o electrodă, cupola este celălalt electrodă și se consumă. Și faptul că are această formă este destul de important, pentru că poate să aibă, din cauza acestei forme, efectul electric, și am văzut că firmamentul este o componentă electrică destul de importantă în universul nostru.
poate să aibă efecte gravitaționale. Pentru a studia acest lucru, trebuie să vedeți care sunt tehnologiile care au fost studiate pentru a ne folosi de eterul. Dar știința nu crede în existența eterului, știința oficială, dar știința militară crede foarte mult în existența eterului. Eterului, ei știu că eterul există și studiază eterul. De fapt, puteți să citiți aceste cărți. Una este din partea lui Gary Vassilatos. El a scris Secrets of Cold War Technology. Este foarte interesantă această carte și descrie experimentele lui Thomas Towson Brown. Și el a construit un lifter, adică un disc care poate să plutească în aer și are efecte deci antigravitaționale. Acest disc este un capacitor cu cele două piese metalice asimetrice, adică una plată și una curvă, deci pământul și firmamentul. Și au văzut că aplicând la aceste două armature, eu nu știu cum se cheamă, în italiană este armatură, aplicând o tensiune foarte înaltă, de cel puțin 50.000 de volți, se obțin efecte antigravitaționale. La început, NASA spunea că acest lucru este numai un efect ionic, adică emisiune de ioni verticală, care deci creează un efect de propulsie. Totuși, au văzut că acest efect se întâmplă și în vidul, deci nu poate să fie un efect ionic. Și cercetătorii de la Honda au văzut că acest lucru este un efect de risonanță care extrage energie de la particulele vidului, au spus cercetătorii de la Honda. Dar care sunt particulele vidului? Sunt eteroni, particulele care alcătuiesc eterul, mijlocul în care se mișcă lumina. Deci aceasta este tehnologia descoperită de Tesla. O altă carte importantă care arată care sunt efectele antigravitaționale a capacitoarele cu armature asimetrice este asta. Where did the towers go? Aici este o ingineră, doctorița Judy Wood, care a participat la comisiune de inchiestă, nu știu cum se spune, oricum a trebuit să studieze motivațiile pentru care turnurile Gemini au căzut. Și ea spune că nu au fost avioane și spune că e foarte ciudat faptul că aceste turnuri au devenit praf. 70% de material al turnurii a devenit praf și vedeți, aici spune Evidence of Directed Free Energy Technology on 9-11. Deci, ea face această ipoteză că tehnologie de unde longitudinale, radiante, care au fost folosite împotriva acestor turnuri, au pulverizat, au făcut praf de materialul care alcătuia aceste turnuri. Și ea a studiat efectul Hutchinson, care are între celelalte efecte și efecte antigravitaționale. Și putem să spunem că acest firmament cu această formă deosebită, vom vedea în videouri care vor urma, pune în rotație eterul și din cauza formei pe care o are, produce și un vânt de eter vertical, care este acel vânt care produce forța de gravitație. Vom vedea, este un argument un pic mai complicat și vom vedea că campul gravitațional este numai un câmp electric cu o accelerație un pic diferită de accelerația care de obicei există într-un câmp electric. Oricum, vom vedea în videouri care vor veni în viitor, în lunile care vor veni. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit până aici. Inscrieți-vă dacă încă nu l-ați făcut. Bye bye! Ciao!